Bun găsit tuturor, vă salut! Astăzi vreau să discutăm puțin despre câteva rase de câini. Am văzut pe rubrica de comentarii că m-ați întrebat ce părere am despre ciobănescul de Asia Centrală, da, Alabaiu, ce părere am despre pitbull, kangal, așa că astăzi m-am gândit să discutăm puțin, să vă pot răspunde la aceste întrebări, m-am gândit să facem un episod dedicat pe această temă și așa că de asta am venit cu Oscar aici să discutăm avantajele și dezavantajele acestor rase de câini. Am să încep cu pitbull-ul, că întreba cineva acolo ce părere am despre pitbull. Am o părere bună despre această rasă de câini, decât că nu se rentează aici în zona asta noastră la munte, e prea frig, eu am avut pitbull și e destul de complicat iarna cu el. Pe timp de vară este foarte ok, adică n-ai niciun fel de problemă. Dacă îmi vine iarna și îl prinde afară minus 25, minus 30 de grade, s-a terminat. Nu mai ai ce face cu el, să învinețește. Eu am avut pitbull Amstaff Terrier, deci știu despre ce vorbesc. Chiar aici l-am avut în gospodăria noastră și n-am avut ce face cu el. Foarte complicat. Deci pe timp de iarnă îl găsești băț. A trebuit să îl bag în casă, în casă aveam pisici. Foarte complicat. Cel mai bine această rasă de pitbull se potrivește în țările astea cu climat cald, cum ar fi Spania, Sudul Americii. Acolo se pretează cel mai bine. La noi, nu știu ce să zic, am avut, deci nu vorbesc prostii, am avut și știu în ce am trecut cu el. I-am făcut și hăinițe pentru că, vă dați seama, are un păr foarte mic, câțiva milimetri și nu rezistă la frigul ăsta al nostru de aici. Cam greu cu Oscar să-l țin și eu aici pe poziție să putem discuta. Ba să întoarce, ba să țucește, numai cu spatele la cameră, băi, stai bă și tu ca lumea mai aici. Aceeași părere am și despre Cane Corso, tot așa un câine care nu se potrivește la climat, cel puțin la climatul ăsta la noi aici, în zona de munte, nu, n-ai ce face cu el. Dacă îl ții într-un apartament, dacă îl ții în casă, e ok, dar așa să-l ții într-o gospodărie, n-ai cum să-l... Nu face față la climatul nostru. Deci nu vreau să se supere nimeni, e doar o părere de-a mea. Am avut a face cu rasa asta cu păr mic și nu s-a potrivit în casă, n-aveam cum să-l țin, v-am spus. Și atunci de-aia am ales ciobănescul caucazian. Vreau să subliniez că și ciobănescul caucazian are dezavantajele lui, având în vedere că vine dintr-un ținut ăsta mai răcuros, așa mai friguros, cam greu cu el în zonele astea mai călduroase. Sunt destui oricum care s-au adaptat la climatul ăsta nostru. Dar cel mai bine acest câine se potrivește la munte, acolo e zona lui de confort. Adică nu poți să-l ții undeva expus la soare, deci îl găsești mor, face infar, n-are. Deci, v-am spus, are și el dezavantajele lui. De-aia m-am și retras aici în zona asta cu ei să le facă adăposturi. Aici nu prea bate soarele, avem pomi și din față și din spate. Are suficientă lumină, că au nevoie și de lumină, dar v-am spus, sunt destul de pretențioși la căldură. Acum legat de trecem, am lăsat pitbull-ul și Cane Corso, lăsăm un pic în spate și trecem la următorii câini, care tot așa am văzut că voi m-ați întrebat ce părere am despre ciobănescul de Asia Centrală, ce părere am despre kangal. Am o părere bună și despre acești câini, sunt câini de turme, de oi, câini care merg foarte bine la stână. Un avantaj foarte bun pentru ciobănescul de Asia Centrală și kangal la stână. El are un păr ceva mai mare decât pitbull-ul și decât Cane Corso. Nu e niciun fel de problemă cu el la turmele de oi. Ori dacă te duci cu ciobănescul caucazian la oi, un câmp de ăsta deschis, s-ar putea să te întorci doar cu oile, pentru că el nu rezistă la căldura dacă poate face infart oricând. Deci e un câine care îi place ținutul ăsta mai răcuros, așa, mai rece. De-aia v-am spus, are și ciobănescul caucazian dezavantajele lui. Aici e zona lui de confort, cel puțin în zona mea, văd că îi priește destul de bine. Și la kangal la fel, ca și ciobănescul de Asia Centrală, un păr nici prea mare, nici prea mic, foarte bun de turme de oi, deci la stână, da, la ciobani, doar că eu am ales ciobănescul caucazian din mai multe motive, ca să zic așa. N-aș vrea nici să fiu cârcotaș, mie mi-a plăcut această rasă de ciobănesc caucazian, e mai impunător, mai, nu știu, mi s-a părut un pic mai robust. Acum fiecare își laudă câinele, dar asta mi-a plăcut mie la ciobănescul caucazian. Are un gât și un greabăn foarte solid, picioare tot așa puternice, o sătură foarte bună. Ce să zic, gusturile nu se discută. Fiecare e liber să-și aleagă orice câine crede că îi se potrivește. Dar prima chestiune care trebuie să ține în cont
e climatul. Deci cel mai bun câine e ăla unde îi se potrivește climatul. Degeaba iei un câine de ăsta și te duci cu el în Africa. L-ai omorât, l-ai terminat. Sau în Spania. Am fost cu ei în Spania și știu ce am pățit. A trebuit să le fac niște condiții de umbră și niște țarcuri foarte bine ventilate. De asta vă spun că are și caucazianul dezavantajele lui. Dar dacă este ținut într-o zonă rucuroasă, n-are niciun fel de problemă. Deci nu există câinele perfect, toți au avantaje și dezavantaje. Cel mai bine este să alegem un câine în funcție de clima unde locuim, unde stăm. Am un prieten în Spania, Gabi, care țin să-l salut pe această cale, are un pitbull. I-a mers foarte bine, adică un câine foarte echilibrat, tot așa robust. Aia e zona lui de confort. Ori eu cu caucazianul meu acolo mai puțin. Am avut de furcă cu ei. Aici e la ei acasă, aici s-a adaptat cel mai bine. Chiar și Kira ați văzut, am adus-o de acolo, din Olt. O zonă mai de câmpie acolo. Imediat s-a adaptat aici, în zona noastră, la munte. Ați văzut ce repede s-a adaptat aici cu noi. Imediat îi priește zona, aleargă. Aici îi place, ce să mai. O să facem un episod și cu ciobănescul Mioritic. Astăzi am vrut să fac episodul ăsta cu ciobănescul caucazian, să vorbim puțin despre ciobănescul de Asia Centrală, să vorbim despre Cane Corso, un pic de pitbull, pentru că am văzut că m-au întrebat oamenii acolo ce părere am, cum mi se pare. V-am spus, am o părere bună, decât că climatul prea rece aici la noi pentru ei. Dacă e ținut la apartament, niciun fel de problemă. Dar cum stăm noi aici la gospodărie, ținutul ăsta muntos, cam greu cu pitbull-ul. Un alt avantaj la ciobănescul caucazian este blana. Are dublu strată blană și avantajul lui la o încăibărare de asta, la o luptă, da? Sau la o întâlnire cu un animal sălbatic, cum e lupul, altfel face față într-o luptă. Blana asta e ca și un scut. Intră mai greu colțul. Ori ăla cu părul ăla mic așa, deci eu am văzut niște filmulețe, până să am ciobănesc caucazian, am văzut niște filmulețe de-astea, nu mai știu pe ce site, oricum era un site interzis, cu niște lupte de câini, și am văzut absolut toate rasele de câini puse acolo de niște oameni nebuni, puși acolo la bătaie. Și am văzut și ciobănesc caucazian într-o luptă cu pitbull, care pitbull n-a avut nicio șansă, practic. E un câine mic, un câine care nu poate să țină piept la așa ceva. Și plus de asta, colții lui ce să agațe? Blana n-are ce să-l afecteze pe ăsta. Acum sunt câini între câini. Nu toți câinii ciobănești caucazieni sunt buni de așa ceva. La fel și la pit. Depinde de animal. Dar asta am vrut să vă spun. Blana la caucazian e ca și un scut. E un avantaj aici. Deci una peste alta am văzut pe internet o grămadă lupte de câini. Și am văzut ce face și un caucazian cu un pitbull, am văzut ce face și un caucazian cu un ciobănesc de Asia Centrală. Ciobănescul de Asia Centrală se ține bine la așa ceva, e bun. Kangalul la fel. Deci aș putea să spun că aceste trei rase de câini, ciobănesc caucazian, ciobănesc de Asia Centrală și Kangal, sunt cam la fel, decât că ăsta are avantajul cu părul ăsta. Rezistă la durere, ca să zic așa. Tot pe internet am văzut o luptă de ciobănesc caucazian cu Cane Corso, o luptă pe viață și pe moarte. Era un Cane Corso destul de solid și ciobănescul caucazian la fel. Vreau să vă spun că tot ciobănescul caucazian a câștigat acea luptă din cauza că el a avut scutul ăsta. N-a simțit cine știe ce durere. Ori Cane Corso cu părul ăla de 2 mm pe el, când pune ăsta gura, e durere. Acum depinde foarte mult și de câine, acolo erau doi câini echilibrați și foarte, foarte solizi. Și Cane Corso a ținut piept la lupta aia, dar la urmă de tot, când s-a terminat, tot ciobănescul caucazian era peste el. Deci, astea le-am văzut acum 7-8 ani, cred că nici nu mai sunt pe internet astfel de filmulețe, erau și așa era interzise. Și de asta vă spun, mie mi-a plăcut ciobănescul caucazian, am ales această rasă, îmi place, un câine solid, un câine care atinge 100 de kilograme fără niciun fel de probleme, tot așa câini de luptă foarte periculoși, tosainul iară, un câine masiv, ajunge la 100 de kilograme, un câine foarte agresiv, dar tot așa cu părul mic, nu se pretează la climatul nostru de aici.
ce pază să facă ăla? Păi la mine aici vine porci mistreți, vine, deci avem izlazul ăsta de vaci, după mală încolo să face un câmp, iar un izlaz de ăsta de animale, da? După care dă direct în pădure și să mai rătăcește, ba un lup, ba un mistreț, m-am pomenit odată cu 6 porci mistreți aici la noi în grădină. Păi dacă am un cane corso de ăla și minus 30 de grade afară, vă dați seama ce pază să mai facă. Ăla nu știe cum să supraviețuiască de frig. Și atunci de-aia am ales Ciobănescu caucazian. Știu că are plapumă bună pe el, nu-i niciun fel de problemă. Ăsta poți să-i faci ultimul răgne de coteț, el tot afară doarme în zăpadă. Știu că să-mi iau hate acum de la cei care le plac câini ăștia de luptă, pitbull, cane corso. Asta e, eu v-am spus părerea mea. Am avut pitbull, știu care-i treaba cu el. Un câine care caută numai luptă și scandal, trebuie să ai mare grijă cu el. E destul de ușor și poate sări orice gard. Am avut gardă 2 metri, a sărit în curte și mi-a omorât toate găinile, toate rațe, tot ce a prins, gâscă, rață, curcan, tot a omorât într-o dimineață. Până m-am îmbrăcat eu, mi-a omorât toate animalele în curte. Deci e bun la apartament și cam atât. Dar pentru o gospodărie mai rămâne de văzut. Până atunci, mai tragem de Ciobănescul nostru caucazian, ăsta e. E cam între singurii câini care a făcut față la o luptă cu lupul. Am văzut pitbull mâncat de lup, chiar într-un documentar de ăsta pe YouTube. Da, una peste alta, mie îmi place rasa asta. Îmi place gât, coamă, cap, bot, absolut tot. Bun, cam atât cu acest episod, nu vreau să vă plictisesc prea mult. Dacă v-a plăcut acest gen de discuție, ne vedem acolo pe rubrica de comentarii, voi ce părere aveți. Urmează să fac un episod și cu Ciobănescu Mioritic. Astăzi am discutat despre caucazian, în următoarele episoade vom discuta despre Ciobănescu Mioritic. De ce am ales și rasa Ciobănescu Mioritic, mai multe vorbim atunci. Deci cam atât pentru astăzi, eu sunt Cristi, el e Oscar, v-am pupat, multă sănătate!